Bună lume, eu sunt Felix și bine ați venit la Pokémon Let's Go. S-a pasat butonul de Cocolat înainte să vă luați o grijă și haideți să continuăm seria. Înainte de toate, mi-a zis pe care să aleg din Pokémonul cu pumnii, boxer, Mike Tyson sau... Pikachu mă întrerup sau la picioarele Bruce Lee. Ce vrei, Pikachu? Ce -i? Play with Pikachu. Bun, hai cum mă joc. Ce vrei? Ce ai în gură? Șericit acum? Șericit? Bine, acum las-o face pe Pikachu. Mai mă întrerupe niciodată când vorbesc lucruri importante. Haide să luăm Pokémonul de luptă. Dar mai ții minte unde e? Am uitat. Îmi place să zbor cu Charizard. De la dojo ăla. Dar trebuie să nu fie în orașul ăsta. Asta era. Așa. Na, voia sunt următor. Pokémonul Hitmonchan ăsta de aici este un atac, este un Pokémon care are mai multă defensivă și știe atacurile de punct, cum e pumnul de curent, pumnul de gheață, pumnul de foc și pumnul de pumn. La un moment dat o să avem pe toți, se prinde pe toți, dar eu am să merg cu Hitmonlee, adică Bruce Lee, deoarece a fost făcut după Bruce Lee și o să-mi place Bruce Lee. Și dă tare picioarele, e tare la picioare și le iau pe ăsta. Oricum o să-l avem și pe cel la un moment dat, dar ideea este ce folosim acum, înainte se prinde pe toți. Ok. Vrei pe ăsta care lovește? Hard kicking. Ok, stai să văd și ăsta ce face. Hitmonchan. Piston punching. No. Iau hard kicking. Tare piciorul. Karate mastera. Woo! Altul Pokédex. Ok, atâta trebuie să nu fii tare. Ia să vedem acum ce a dat la party. La level 30, destul de bine. Check summary, judge. Atacul fantastic. Special defense fantastic. Amazing stats. Ce atacuri ai, frate? Ce atacuri ai? Brick break, ok. Jump kick, poți le schimb? Cum le mut? Reorder moves, pune ăsta aici așa. Ce face Fekid ăsta? Acest atac este dublu. Înțeleg. Dacă ăla e paralizat, ar sau așa, dă dublu. Și ăsta, jump kick. Oh! Și feintul cât avea? Fratele meu! Deci, după cum are atacul, îl punem primul. Deci dă? Dă cu parul! Deci, efectiv, dă cu parul! În Pokémon? Și vreau să-l și scot la iveală. Să stă lângă noi, să vedem cum este. Deci, ăsta când dă, parcă dă cu parul! Ia uite ce comică e. Na, arată-l mai ciudat. Deci că e o chestie de plastilină cu arcuri. Dar nu judecăm, ok, că dă tare. Chestiunea asta. După aceea o să luăm și pe la fetiță la un moment dat. Ăla care arată cu fustiță. Boxerul. Acum să batem echipa Rocketo. Ne rachetăm acum. Abia să vedem cât de tare este asta. Să se pe tot să-i fac măr. Mă, ce voce. Na, hai să mergem să vedem ce putem să facem. Ce face echipa rachetă aici? De fiecare dată echipa rachetă face o prostie. Asta l-am bătut pe ăsta. Da, nu știu ce am făcut data trecută. Asta l-am bătut, pe asta l-am bătut-o. Femeie, vină încoace! Femeie! Pokémonul meu de luptă, te rup în două! Bruce Lee! Tip Grant, ce-am să mă atace? Trei Pokémon, o să-ți nebun! Uite pe Koffing! Asta vrea să mă otrăvească. Ok. Păi... Jump kick? Dai în aer și piciorul? M-a otrăvit! Oh, nu! E Pokémon puternic, dar am Pokémon de luptă și nu pot să-i bag pe ăștia de o travă. Folosește Facade! Facade! Ah, interesant. Ok, dar suntem paralizați. E Pokémon tare, dar totuși suntem la nivelul... Nu, vreau să văd ce se întâmplă dacă...
Facade ci că de dai de două ori mai puternic. Să dau tot cu facade. Tăcheare! Oh my god, vreau l-am bătut. Să dă cu fum! Oh, nu, m-a lovit cu fum! Eu nu fumez! Ok, hai să mă lovim și noi cu un alt atac. Lovim cu brick break! Wow! Mai dă-și cu mâinile. Ah, nu! Super! Pokémonul care tocmai l-am lodat chitare, mi s-a făcut. Dar adevărul este că... Era și la level mai mic, pe Venusaur. Era și la level mai mic și... Mă rog, nici nu l-am antrenat cu multe atacuri și... le-am pus și împotriva lui Coffin, care ia bătet de asta. Hai să dăm cu... îți dau un bici. Ia un bici pe spate. Bila e suferită. Trebuie să-l vindec pe ăla. Nu mai. Ăștia au echipa racheta numai Pokémon care te otrăvesc, numai șobolani. Dansul petalelor. Așa, se bătaie bine, dar și nivelul 39. Rup la 39. Acum își fac 40, costă ești nebun? Te-am bătut, mamă, ce muzică e aici la echipa rachetă. Bă, eu merg înapoi să mi-l vindec pe Hit... După ce că te-am bătut Hitmon... Așa, mi-l iau pe Charizard primul. După ce că l-am bătut, o luat bătaie ăsta, tot mai se plimbă după noi. Să-l mai folosim. Pe aici? Nu. No. Mergem să-l vindecăm. A fost greșeala mea, am folosit Pokémon de o travă împotriva lui. Ia bătaia de la Pokémon de o travă. Interesant, interesant, interesant. Mă întreb ce... Pokémon să folosim noi. Echipa rachetă. Ok, unde este... Ce-mi o bicicletă? Unde este Pokémon Center-ul? Că nu mai știu minte. Uite aici. Vine că e aproape. S-au lungit ăștia care au făcut joc. O zi, spune aproape, că lângă unde bați echipa rachetă. Echipa rachetă asta este rea. Tot timpul vreau să se bată cu noi. Dar vindecă-i. Pikachu are o inimă. Pikachu e îndrăgostit de mine. Ha. La un moment dat, desigur că vom avea toți Pokémonii. Cât mai fain. Mă gândesc ce Pokémon o să avem. Dragonite e super tare. Mă gândesc ce Pokémon o să avem și trebuie să-i luăm perfect. Că dacă nu e perfect, nu ai destule abilități. Hai, mergi pe aici. Acum e timpul să jucăm serios și să ne batem. Mă întreb, care e faza aici? De ce apăra asta? Eu n-am avut o insignă de mult din cauza echipei rachete, că din cauza lui nu pot. În fiecare oraș care vin, totul e capturat. Ce mai e pe aici? A, teleportatorul. Păi nu merg acum în teleportator, merg la etaj. Bat pe toți echipa rachetă. Să nu mai îmi dai șobolani și alte chestii. Măcar să nu mai îmi dai cofinguri. Pe aici ce-i? Un teleportator și o minge. X Special Defense. O să folosesc la un moment dat toate special defense-urile. Ce nu pot să intru. Karkin trebuie, ok. Și asta e o echipă rachetă. Desigur că vrea să se bată cu noi. Hei, cicoți acolo. Dacă n-are Koffing, încerc să folosesc chiar atacurile puternice de bătaie. Șobolan, hai să ai și măcar un șobolan. Hunter. Hai să încerc să văd cum merge. Pokémon fantomă contra Pokémon de bătaie. Hai să încerc să dau... Un pișor. Unul invizibil. Au, doare. De ce? Stai, ce s-a întâmplat? Am dat pe lângă? Oh my god. Oh nu. Oh nu. Miu, vino încoace. Nu pot să bat Pokémonul fantom așa ușor. Și că n-ai niciun efect, nu pur poți dau cu piciorul Hunter, că e fantomă. Miu! Să nu mă... Sucker Punch, o dat pe lângă. Hai că îți dau aici, îți dau... Play rough, joacă dură! Nu e efectiv. Folosește Shadow Ball. Oh my god! Ce bătaie luăm! Eu voi folosi repede, voi folosi... Dark Pulse, pulsul negru. De ce nu atac eu? Dă-i pulsul negru! Aaaa!
Se pare că pulsul negru este bun contra Pokémon fantomă. Că n-am știut! Nimeni nu mi-a zis. De ce nu mi-a... O, Charizard nivelul 40. O să rupă Charizard. Iar trebuie să-mi schimb Pokémonii. Haide că îi punem prima dată pe Pokémon, nu știi, tari. Că nu facem față. Îi punem pe Charizard. Și pe alții primii. 40. Cine are cardul? Așa mă teleportez. Ce se întâmplă? Hai mă teleportez să vedem unde ne duce. Mingi! Ce luăm? Ce am observat la Ash Ketchum, la personajul care folosim noi, este că are... o tâmă Flash Cannon. Opa! Un atac nou. La ce folosești atacul ăsta nou? Are buzunare infinite. Stai bă. Să vedem. Power 80. Steel. Nu-mi pasă învețe. Ce vrei să uiți ca să știi asta? Păi urca... știe rostul. Thunder Punch-ul. Am uitat că Miu știe rostul. Miu se poate vindeca. Am uitat. Nebunie în pălărie. Ok, trebuie să ne întoarcem, deoarece nu avem keycard-ul ca să ne desfacem de aici. Interesant. Acest keycard se pare că ne ajută să deschidem toate locurile. Ceea ce vrem să facem. Unde ne deportează aici? Am mai fost pe aici, deci aici nu vrem să mergem. Păi... Tu cine ești? Mama, aici este un fel de puzzle, trebuie să vedem pe unde să mergem. Nu este chiar atât de ușor pe cum pare. Echipa rachetă, te bat! Oh my god, iar ăsta. Archer. Cine este, domnule Archer? Știi pe acest puști? Ce se întâmplă aici? Dragnea, nu are nevoie de ajutorul tău. Pleacă de aici, Dragnea. Dragnea, nu te mai băga în seamă. Dragnea, ești inutil. Oh my god, se bagă Dragnea în seamă. Oh, nu. Eu l-am pe Charizard, tu l-ai pe Cubon? Fine. Ok, eu voi folosi... Ember! Să-i ard! Și Dragnea, tu ce folosești? Ok, Electrode s-o bătut singur, e fine. Isteți oameni, sunt unii. Ok. Pikachu crește la nivel 42. Pikachu tank! Virusul nivel 40, jupe tot! Așa, de pe el, nu pe mine. Aha, ți-a trebuit Pokémon-ul! Folosește boomerang. Bă, destul de tare. Oh my god, cineva de boomerang, dă coase în continuu. Mai au Pokémon? Sau așa singurii? Oh my god, mai au Pokémon. Șobolanii voștri. Ok, voi folosi... Atacul aripat. Și-l folosesc pe șobolan. Nu mai rapid decât el, nu? Folosi Protect. Bine că n-am dat pe ăsta, care Protect. Oh my god, o dat? E mai rapid decât mine, m-a dat un pumn invizibil. Oh! Mi-a dat un boomerang. Oh! Câștigăm experiență. Asta e otrăvit cu bonul tău. Ok, voi folosi furia dragonului. Pe ăsta, pe Wazing. Haide să-l batem. Mamă, Dragnea, fă-te util. Nu! M-a otrăvit! Ah, nu! Charizard! Dragnea, ce atac e ăsta? Păstește un atac, Dragnea.
Dă-i Ember, foc. Dragnea, lovește astăzi. Folosește Protect. My God, folosește Protect. No! Ok, atunci eu voi folosi Fire Spin, răstogolimea de foc. Dă-i Fire Spin azi. My God, Dragnea, vina ta. L-ai dat să-l vindeci. În loc să atași, Dragnea, dai cu altele. Măcar la Mars pe ăla. My God, mami, din cauza... Vezi ce ai pătit, Dragnea? Din cauza ta! No! Din cauza lui Dragnea, Charizardul meu leșinat! Ia să le iau pe... Hitmonlee. Jump kick, dai cu forță maximă! Dragnea, fă-te util! Oh my God, l-am... Dragnea, dai tu ceva în el! Nu în mine! Dragnea, asta nu mă atacă! Dragnea! Dragnea, ce faci? Mi-a crescut la nivel 32. Dacă nu tot ai crescut la nivel, ai să te iau pe tine. Mamă. Mew, vei folosi Rust. Ca să te vindeci. Rustul te ajută ca să te vindeci. Fuh, ce rost și mic ești. Golbat, super. Vei folosi Rust ca să mă vindec. Și Dragnea, tu ce folosești? Așa, dă-i-n cu bone. Aha! Bine că n-a dat în al meu. Ce bine a fost. Așa. Dragnea, tu mai mult mă încurci. În loc să atași, îți trimiți Pokémon așa unul pe altul. Ok. Eu voi folosi... Flash Cannon, să văd cum este. Tunul de... Lumină? Ok, l-ai curentat puțin. Aha, te-a mușcat. Bă, ăsta nu-i atac puternic, dar e fain cum arată. Atunci voi folosi... Play rough, joacă dură. Dați azi, vă uitați un altul. Dragnea încearcă să curenteze și el cu... ok. Dar l-am slăbit eu înainte. Bă, l-am bătut, dar nu a fost chiar așa de ușor. Asta a fost bătaie crâncenă. Oh my God. Nu vrei să-mi dai par... bă, ai plecat. Dragnea, mai mult l-ai încurcat. Îmi trebuie keycard-ul. O căzut ceva pe jos. Ah, am keycard-ul. Bun, haide să... Hai să mergem să... Atâta etaje sunt. Fratele meu. Bă, ce se bate asta cu mine? Eu am vrut să plec de aici. Oh, nu! Am să vindec Pokémonii. Are și 3! Hypno. Oh my God! Sunt Pokémon la nivel mare. Charizard! Charizard, am crezut că tu ai leșinat. Huh. Atac în aripa, Charizard, repede! Oh, nu! Nu a fost bun! Oh my God, ne dă Psychic. Nu am o idee. Să dau la Pokémon. Și să dau la... A, toți Pokémonii sunt vindecați! Ne-a vindecat Pokémonii! Woo! Ia stai, cam o idee. Mi-o știu un atac care îi bate pe toți ăștia care psihici. Se cheamă Dark Pulse, pulsul negru. Ok. Să vedeți cât de tare e pulsul negru la psihici. Parcă era tare. Pulsul negru. Bă, nu-i așa tare. Din cauza că... Tot pulsul negru îl dau. Pulsul negru, te rog. E la nivelul 34, stari.
Ok, l-am bătut. Că de asta are 3 Pokémon. Magician, înseamnă că are Drowsy, Hippo, din ăștia. Pe cine trimiți? Hunter. Keep battling. Ne batem tot cu asta, tot vă folosim pulsul negru, deoarece e destul de bun. My God, ăsta are limba mare. Pulsul negru? My God, Shadow Ball, dă primul. Ah, nu! Nu! Am crezut că-l bat, o să mă bată. No! No! Oh! Miu! Blastoise? Mamă. Bubble Beam? Te-o să... Bite. Bun contra Pokémon Fantomă și Psihici. Mamă cât m-a luat. Pokémon Fantomă sunt tari. Pe cine trimite acum? Kadabra. Nu. Nu schimbăm. Am un atac Bite care mușcă și s-ar putea să bat Pokémon. Mamă, să zici că e o viespe. Deci Bite-ul ăsta s-ar putea să fie destul de bun. Ia să vedeți. Ah, că v-am prins când vă mușcă broasca. Ok. Ok, atunci schimbă la Pokémon și îl punem pe ăsta, pe Blastoise primul. Sunt 11 nivele, sper, nu trebuie să merg prin toate. Ok, să vedem pe aici ce facem. Ok. Nu, n-am vrut să mă bag cu tine, am vrut să iau mingea. My God, vrei și tu să faci ceva bine în viață? Ai împăcat un Pokémon, ce Pokémon ai? Muck. Stai, mai ar mă trăvește. Mamă, Pokémon ăștia care tot trăvesc? Mai poți cu ei. N-aș să dau decât scaldul. Scald! Oh my God, nu l-a destul. Thunder Punch. Ia să dau bite-ul, te mușc. Oh, nu! Nu! Echipa rachetă e periculoasă. Ce are zar să-l arzi? Ember, Ember, Ember. Pokémon voștri rezistenți. Așa, ți-o ars. Degeaba, că ai luat foc. Acum ce să dau? Hai să dau Wing Attack, atac la ripat. Ah, bine că te-am distrus. My God. Trebuie să am grijă că îmi bat ăștia Pokémonii. Ok. Max Eater. Ce face asta? Vom vedea. Să mergem pe aici, așa. Te-am bătut? Oh my God, cu cât trebuie să mă bat? Deci ăsta este cel mai... nebunie turn pe care l-am întâlnit vreodată. Doi Pokémon. Deci ăștia au la Pokémon la greu. Pe cine trimiți tu? Șobolanu. Pikachu! Curentează Șobolanu. Ce să dau în ăștia? Hai să dau un slam. Adau cu toată forța. Ok, hai să dau cu Thunderbolt, să-l curentez. Oh, ce fain! Pe cine trimiți? Hippo. Da, switch. Îl urc pe Blastoise, îl urc pe Mew. N-am ce să dau. Te bas tu, Pikachu. Asta e aritare, dă-l încolo. Dar poate dacă îl curentăm cu întunet, poate rezistă. Oh my God, e tare rezistat. Dă-mi un cap în față. Nu mă dur foarte tare. Îi mai dau un
tunet? Ceva? Oh my god, ce Pokémon rezistenți! Bă, Pokémon Let's Go nu e așa ușor! Faci aici la bani și la experiență, ce-i drept. Ok, ce e aici? Deschis ușa și ceva pe aici așa? A, pe aici am fost. Ok. Pe acolo n-am fost. Stai, unde mă duce? Unde mergem? Da, da, acolo un Porygon. Ia să încerc să ajung la el. Acel Porygon pare fain. Mergem pe aici așa. Ocolim asta, da. Așa, și dăm Porygonul. Porygon! Ce-o zis? Echipa rachetă plănește să... să creeze un Pokémon puternic. Nu vreau să iau acest Porygon pe care l-am creat. Trebuie să-l scot de aici cumva. Dă-mi-l mie! Ce ești? Ok, trebuie să batem echipa rachetă. Să deschizi și asta. Poate dacă bat toată echipa rachetă, poate la sus o să-mi dea Pokémon Porygonul. Gorspec. Să-i bat pe toți ăștia. Tu ce stai știuți la zid? S-a supărat că sunt roșii la față. Huh. Ciudat. Ciudat. Ci că să arăți respect echipe rachete. De unde până unde? Ai doi Pokémon, ok. Echipa rachetă nu era așa de tare în trecut. Acum e considerabil mai tare. Nu știu ce se întâmplă, dar e considerabil mai tare. Ok. Hai să-ți dăm un slam. Nu, ai dăm un tunet. Oh my god, da pe lângă. Oh my god, mă sub viața din mine. Oh no, viața mea. Hai să dăm un Thunderbolt. Ce fain când pe toți. No. N-am mai conectat un șarpe de mult. Oh my god, Arbok. Hai să-l paralizăm prima oară, că ăsta e mai tare. Dăm primul. Îl paralizăm și după aceea dăm în el. Așa. Nu poate să ne muște? Ok. Nu poate să ne muște, că e paralizat. Și acum dăm un slam, lovim puternic. Oh! Și dacă tot îl deparalizat, hai să mai lovim. Oh, ce fain este. Oh, dar sunt 12 nivele aici sus. Să se leau pe toate? Sunt 12 nivele aici, ești nebun? Parcă aici am fost. Mă duc mai sus. 12 nivele. Ce aici? Oh my god, m-ai prins! Mă întreb care este faza. Din câte zici că ei vor să creeze un Pokémon puternic? Cred că îl creează pe Mewtwo. Are 3 Pokémon. Mă, dar echipa rachetă este nebună. Trimite pe Voltorb. Oh my god, ăștia stari. Au self-distract ăla. Dăm slam. Oh. Oh, ce am lovit. Hitmon a crescut la nivel 31. Awesome. Ce să mai dăm un slam? Sper să-l bată. Oh, no. Bă, ce atac e ăsta în care te autodistrugi și nu mai treci după? Mi se pare un atac bun, nici măcar nu le iei pe oponent cu tine. Mi se pare că atacul ăsta autodistrugere e bun, de exemplu, dacă un oponent te bate, tu mai ai puțin din viață și folosești autodistrugere și le iei pe el cu tine. Dar în rest, trebuie să-l bat primul, dacă nu folosești autodistrugere, dă-i. Oh, nu. Dai tu Pokémon de curent cu curent? E ca și cum mătur... o mătură. Oh my god, mă da cu stele.
Bă, da, lovesc astăzi. Cât mai bila, o vezi unde să dai. My god, ăștia de echipa rachetă devin din ce în ce mai greu ca să-i bați. Ce avem noi aici, așa? Tâmă Dragon Pulse, pulsul dragonului. Interesant, interesant. Ok, cred că ar trebui să ne teleportăm pe aici, vedem unde ne duce. Am luat 3 Spark Candies, nu știu ce face, dar cred că ne face mai steți. Ok. Unde ne teleportăm? Aici, ok. M-am teleportat în jos. Hai să mergem cât mai sus. Dar hai să-mi iau liftul, să merg la ultim etaj. Vedem care este faza la ultim etaj. Ce se află acolo? Desigur că e cineva care nu mă lasă să merg. Cred că trebuie să ajung eu undeva. Cred că e un secret. Iar 3 Pokémon. Ce aveți data Pokémon? Bine că n-au 6 totuși. Drowsy. Oh my god. Pokémon din ăștia hipnotici. Elefanți din ăștia. Se curentez până mâine. Na, curentează-te. Oh my god, nu au tot de viața curentul. Nu știu atacul a fost ăla, dar arată parcă m-a făcut un duș. De-abia-i bat. Pikachu-i fericit pe viață. Pe cine trimiți? Zubat? Nu. Așa. Zubat parcă l-am bătut cu acel curent. Din câte o ține minte. Bă, având în vedere că nu mai am multă viață, folosim Thunderul. Mai gata pe lângă. Deci nu înțeleg cum Pikachu dă pe lângă. Nu înțeleg cum Pikachu dă pe lângă uneori. În fața ta. E tune. Dai cu peste toți, lovește pe toți. Oh my god, ce atac puternic. O să vedem. Și acum, Golbat, nu. Încercăm să folosim tot tunetul, să vedem dacă funcționează. Ce bine că l-am bătut. O, mai puțin că face Pokémon. Oh, Pikachu la nivelul 43. Super, 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 foarte mulțumit. Mă să vedem unde ne ducem. Uite, acolo trebuie să ajungem, acolo trebuie să ajungem. Vedeți? Max Elixir. Vedeți, trebuie să ajungem aici. Cumva, uite aici trebuie să ajungem. Dar nu știu pe unde. Mergem un etaj mai jos. Trebuie tot să mergi să te deportezi, să te bați. Trebuie să ajung acolo, dar nu știu pe unde, că e un secret. Să mergem mai în asta. Sigur nu aici. Ok, aici? Încercăm și noi toate șmecherile. Ok. Și de aici în aia altă? Nu, de aici am venit. În asta? Nu aici, dar măcar sunt 3 bile, ești nebun. Full heal, mă vindec total. Escape rope, ok. Cu asta, dacă o dai când ești în peșteră sau undeva, poți să scapi total. Star piece, bucată de stea. Cinci great ball-uri, super. Și revive, în caz să ne vindecăm. Dar cum să ajungem noi acolo? Trebuie să ne știm pe unde să ne teleportăm. Na, hai pe aici înapoi. Și de aici hai să luăm pe aici. Le băgăm prin asta. Se pare că ăsta este un puzzle și trebuie să-l descoperim. Asta vă face data viitoare. Nu s-a apăsat butonul de coco la inscriți în comentariu ce vreți voi și ne vedem curând. Pa!